pe care noi am intitulat-o, zic eu, inspirat ofensiva împotriva sărăciei și incompetenței guvernului Boc Băsescu. Și dincolo de listele de semnături pe care noi le-am distribuit președinților de organizații locale încă de acum 2 săptămâni pentru a începe această campanie, am dorit să ieșim în locurile publice cu membrii organizației noastre care purtau semnele partidului pentru a da un semnal populației Craiovei că PSD Craiova se mișcă, că PSD Craiova este interesată de grijile cetățenilor, că PSD Craiova chiar vrea să facă o campanie cât se poate de serioasă, de strângere de semnături și totodată să intre în dialog cu cetățenii Craiovei care au ceva de spus atunci când semnează această listă. După câte ați putut vedea, colegii mei au pe lângă tabelele de semnături și o listă cu cele 10 motive care stau la baza moțiunii noastre de cenzură, 10 motive pentru demiterea guvernului Boc. Eu am să le trec foarte rapid în revistă, pentru că este important ca oamenii să le cunoască. Cel din zi ar fi că guvernul Boc disprețuiește pensionarii. Putem discuta mult aici despre această chestiune. Știm cu toții că se pregătește impozitarea nediferențiată a pensiilor și cu lucrul acesta PSD-ul nu poate să fie de acord. Am spus-o în nenumărate intervenții că nu putem fi de acord ca pensionarii să fie sacrificați într-un an atât de greu, mai ales acum în prag de iarnă, când vedem cu toții că se scumpesc toate, cheltuielile de întreținere vor fi ridicate. Am văzut că, deși noi ne-am opus în ședința de Consiliu Local, s-a votat mărirea tarifului la apă, s-a votat scumpirea biletului pentru transportul în comun. Ori toate acestea acumulate nu fac altceva decât să vină, să sacrifice o categorie întreagă de oameni din Craiova și din țară, respectiv pensionari. În altă ordine de idei, cel de-al doilea punct ar fi faptul că acest guvern a mărit excesiv taxele și impozitele și vedem cu toții unde s-a ajuns datorită creșterii TVA, lucru cu care noi iar nu am fost de acord, pentru că am cerut ca majorarea TVA-ului de asemenea să se facă diferenția. În fine, cel de-al treilea ar fi tăierea fără milă a salariilor bugetarilor, profesori, medici, policiști și alte categorii profesionale. Cel de-al patrulea, faptul că acest guvern nu ia nicio măsură împotriva clientelei politice către care continuă să se ducă sume importante de bani, deși, pe de-o parte, clamăm faptul că în România nu sunt bani și trebuie să strângem cureaua, dar, pe de altă parte, știm cu toții că acești bani există, dar banii se duc în continuare către ministere, cum sunt Ministerul Dezvoltării și Turismului, către Ministerul Transporturilor, în continuare, repet, către clientela politică. Cel de-al cincelea motiv ar fi faptul că se atentează la siguranța cetățeanului. Și atunci când spun lucrul acesta, mă refer la faptul că sunt atacate permanent instituțiile statului și autoritățile publice locale. Vedem cu toții ce măsuri se impun în aceste zile împotriva administrației publice locale, dar despre asta o să vă vorbească mai pe larg colegul meu, Alin Mitică. Pe de altă parte, acest guvern este total dezinteresat de soarta locurilor de muncă. Continuăm să trimitem aberant în șomaj. Vedem faptul că urmează a fi disponibilizat 74.000 de oameni la nivelul întregii țări, lucru cuprins în scrisoarea ce însoțește acordul stand-by cu Fondul Monetar Internațional. Vreau să vă spun că încă de anul trecut Partidul Social Democrat s-a opus măsuri aberante de reducere a 150.000 de locuri din sistemul bugetar, locuri de muncă, pentru că acest lucru, făcut fără cap și fără o analiză de impact, nu putea duce decât la lucruri cu totul dezastruoase pentru societate. Vedem ce înseamnă în aceste zile disponibilizările care se fac fără niciun fel de analiză, fără niciun fel de reper. Pe de altă parte, un alt motiv este acela că acest guvern Boc ignoră cu totul agricultura țării. Suntem într-un județ eminamente agricol, un județ care trăiește la limita sărăciei și din această cauză. Pentru că acest guvern nu a înțeles că până la urmă agricultura reprezintă, dacă vreți, sursa principală care ar fi putut duce la redresarea economiei țării. O altă măsură, o altă chestiune care stă la baza acestei moțiuni de cenzură este aceea că acest guvern ia decizii privind soarta țării fără să se consulte cu partenerii sociali.
au avut loc disponibilizări, vor urma noi disponibilizări și cu toate acestea nimeni nu discută cu sindicatele și nimeni nu ține cont de părerea sindicatelor. Ori noi, ca Partid Social Democrat, nu putem fi de acord cu aceste măsuri. Cel de-al nouălea punct ar fi faptul că acest guvern, în frunte cu Traian Băsescu, continuă să sfideze Constituția țării. Vedem cu toții faptul că deja guvernul iese cu declarații că anul viitor se vor mări din nou salariile, fără niciun fel de acoperire, dar acest guvern nu menționează nimic despre faptul că, totuși, Curtea Constituțională a dispus ca această măsură a reducerii salariilor cu 25% să fie o măsură temporară până la finele anului, urmând ca de la 1 ianuarie salariile să revină la valoarea pe care au avut-o înainte de aplicarea ordonanței. Dar, în continuare, spuneam, guvernul sfidează Curtea Constituțională și, prin urmare, Constituția României, pentru că îndrugă în continuare povești pe care nu știu cine le mai crede în acest moment, că salariile vor crește în 2011 cu 10% sau știu eu cu ce procent, când vedem cu toții că, de fapt, nu se ia nicio măsură pentru redresarea economică a țării. Ca să nu lungesc, cel de-al 10-lea motiv este legat, în primul rând, de dumneavoastră, de instituțiile media, și vedem că s-a ajuns ca în România anului 2010 presa să fie considerată o amenințare pentru securitatea națională, pentru siguranța națională. Ori Partidul Social Democrat nu poate niciodată să fie de acord cu o asemenea idee, o idee aberantă, pentru că, în ultimă instanță, principala armă a democrației rămâne presa și libertatea de rămân, presa și libertatea de exprimare. Cu un termen limită 20 august, asta ne-am propus noi la nivelul Organizației Municipale Craiova. Și vreau să vă spun că n-am niciun dubiu că vom depăși această cifră de 80.000 de semnături, pentru că, repet, oamenii s-au săturat de guvernul Boc. Mâine vom fi în continuare în spații publice, vom fi în piața centrală a Craiovei, cu echipa noastră, urmând ca în fiecare zi să ne aflăm în spații publice pentru ca oamenii să ajungă mai ușor la noi și ca oamenii să-și exprime punctele de vedere vis-a-vis de politica aberantă a unui guvern.